Au lăsat deoparte biroul și au ieșit pe șantier și asta chiar de ziua lor. 30 de doamne și domnișoare de la mai multe companii din Timișoara au dat o mână de ajutor la finalizarea unei case pentru copiii cu dizabilități. Fiecare cum s-a priceput, au bătut cuie și au izolat fațada exterioară a imobilului. Pe scurt, s-au făcut utile. Așa au petrecut de ziua lor câteva reprezentante ale sexului frumos din Timișoara. Ca să demonstreze că nu doar bărbații se pricep la construcții, doamnele nu au stat prea mult pe gânduri și au trecut la treabă. Ți-ai mai dat așa cu ciocanul peste mână? Peste față două. Da, îmi place. Ne-am descurcat foarte bine și fără bărbați. Fie că s-au priceput, fie că au mai furat câte un secret de la colegii de șantier, bărbați veniți să le dea și ei o mână de ajutor, reprezentantele sexului frumos s-au descurcat de minune. Doamnele și domnișoarele astăzi au venit să ajute la construirea unei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități intelectuale severe. Este vorba despre 5 adulți care vor locui aici. Organizatorii proiectului Fundația pentru Voi lansează un apel către toți cei care vor să ajute la finalizarea construcției. Deschidem invitația către companiile timișorene și către timișoreni în general pentru a veni aici în martie și a ne ajuta să terminăm construcția casei pentru ca primăvara să găsească persoanele cu dizabilități aici acasă. După ce au tras linie și au analizat rezultatele experienței de pe șantier, doamnele au ajuns și la o concluzie. Și femeile pot duce la bun sfârșit muncile atribuite în mod normal bărbaților. Pentru munca desfășurată pe șantier, fiecare a primit o diplomă, o floare și un mărțișor în formă de casă.